Îți promit, Doamne, să rămân și astăzi plin de cunoștința slavei Tale și să mă încred în rânduielile Tale. Îți promit să am grijă de trupul meu, de sufletul meu și de tot ce Tu mi-ai încredințat și să nu mă abat de la cele pe care Tu ni le-ai cuvântat. Și îți promit să stărui în rugăciune și să nu mă las pradă ispitei, căci acolo unde nu este rugăciune și izbândă în fața ispitei, acolo își face casă cel viclean. A Ta fie mulțumirea, cinstea și închinăciunea, Doamne, astăzi și mâine și până în veacul veacului. Amin.